Deci am adus un servis de cât mă cu ambreajul. Se aude zgomotul când dai la lanț din cauza ambreajului. Când dai în față nu mai se aude nimic. Când dai în spate, auziți. Nouă nouță, acum 3 zile am luat-o. Motorul merge, tot e bun, decât chestia asta de aici, la ambreiaj. Ăsta e stricat. Dacă e ceva, uitați aici lanțul. Pe cuvântul meu, dacă te minți. Deci, neata, te pricepe, ai mai lucrat cu drujbe, ești expert. Da, mai am una stricată acasă. Mai avut una, le-am dat-o la niște cumnați de-a mei. Păi poate de asta s-a stricat, că nu știi să lucrezi cu ele, nu? Ar zice ei, nu? Da. M-am uitat în carte, am băgat ulei cât trebuie la ea. La aia, la ce o am acasă, la aia băgam 20% la un litru, înțelegi? La asta scrie în carte 40 la litru. Am băgat ulei, am băgat, nu, poate să o ducă la orice service, să o verifice, să-i facă, să văd. Motorul merge, nu merge pinionul de la lanț. Degeaba merge pinionul dacă nu merge lanțul, ca la bicicletă. Degeaba dai din pedale dacă îți rămâne blocat lanțul. Înțelegi? Așa și la asta. Că degeaba să vâri roțile dacă nu merge pinionul. Și dar cum vă explicați ce se întâmplă? Ei au specialiști atât de proști încât au luat un service și au zis că e bună? Nu știu ei să verifice o drujbă ca ea chiar să meargă? Păi ei m-au zis către mine. Eu am dus-o la ei și le-am explicat. Că n-am ținut-o, n-am tăiat cu ea, înțelegi cum ți-am povestit și tine. Și o zice, bun, la că o ducem în service. Bun, o dus-o în service, mă sună ieri. Păi da, dar și am văzut răspunsul, am văzut acolo la DDMA răspunsul lor că drujba funcționează, dumneata trebuie să instruit. De ce crezi că au zis așa? Că sunt rău intenționați, sunt proști experți ei, specialiști, sau au ceva cu dumneata? Te-au văzut mai de la țară și s-au gândit? Eu mă gândesc că sunt proști ei. Păi dacă drujba funcționa, păi da, mergea. Nu? Cum am scos acum de la ei din service, nu? Mergea. Funcționa, dar nu funcționează. Păi poate să o iei, să o ducă la orice expert, poate să o ducă la oriunde, dacă nu se învârte ambreiajul la lanțul. Dar ce poți să-i faci? Eu mă pricep, mai mă pricep să le fac, nu mi-s eu as în ele, înțelegi? Dar nu mă bag, am garanție, asta acum am cumpărat-o. Și am zis că dacă e garanție, de ce să mă bag la ea? Corect. Dar am zis să o iau, să o duc înapoi la ei, să o ducă la service sau să-mi dea altul produs, sau să-mi dea alți bani, să o cumpăr alta, sau eu știu ce, înțelegi? Că dacă mă apuc să te fac cu șurub, îmi taie imediat asta, zice că am umblat la ea. Și așa că eu n-am umblat deloc la ea. Deci mâine sună la telefonul verde la Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor, vezi ce îți recomandă ei. Poate au o reprezentanță la Timișoara, poate trimit la o expertiză a lor, apără-ți drepturile. Da. Și după ce vorbesc cu ea, atunci te sune aș pe tine să văd. Să spun la ce o zis cum, că nu-i las așa. Corect. E banii mei, munca, bă, eu muncesc, mi-s copilul, dar eu mediatizăm totul până când omul să aibă drujba funcțională. Zice că a lucrat în Spania sau Italia, unde zice că ai lucrat cu drujbe? Am fost în Italia, am fost la pădure. Ce, tai pădure? Credeam că numai la noi stai. Nu, acolo te bagă în pușcărie, frate, acolo nu se joacă. A fost la defișată, cum să zic eu, stâlp de telefoane, de lemn. Și trăia un metru jumate într-o parte, un metru jumate într-o parte de la stâlp. Și ne-am urcat pe munți și câte 5 km mergeam. Mm-hmm. Urcam pe munți în sus, după aia scuboram. Trebuia să defișăm să rămână linia curată de telefoane, de cablu, de televizor, de ce era. Înțelegi? Ca să bage stâlpi noi, probabil, de beton deja. Da, care erau, nu, erau din aia de lemn. Uh-huh. Nu era că nu puteam să pună de beton, că e numai stânci acolo, sunt numai munță, numai de piatră. Am înțeles. Și numai de lemn. Și care erau rupți, erau vechi, locuia și ca să nu dea crengile de la pom, să nu dea în fire, să le știi, când bătea vântul, să nu le rupă și alea. De acord.
Mulțumesc pentru încredere și pentru relatare. Ținem legătura și suntem alături. Na, bine, mulțumesc mult. Că m-ai dat o mână de ajutor. Numai bine. Ceau, ceau. O seară bună.